Bună seara! Și bine ați venit la RosenKabarett! În această seară... Bătrânete, haine grele. Domnul Popil? Înainta, răscande ele. Domnul Pompiliu, de ce v-ați îmbrăcat așa? Am auzit că aveți nevoie de oameni bătrâni și m-am deghizat. Asta e din alt spectacol, domnul Pompiliu. Acum jucăm RosenKabarett. Dați-vă jos costumul. Da, da, da. Hai să vă ajutăm. E public deja. Uitați, mai bine citiți de aici, acolo aveți un microfon. După viață îndelungată, deseori fierbinte, avem numeroase amintiri și învățăminte. Unele, desigur, le-am uitat. O recunosc, e adevărat. Dar din ceea ce ne mai rămas în minte, miracol, viața noastră este astăzi un spectacol. Copilăria e comedie. Maturitatea ades tragedie. Cu bătrânețea a fost ceva mai dificil. Dar, până la urmă, a ieșit un vodevil. Și mai e ceva de subliniat. Sunt 10 ani de când s-a întâmplat. De când vârsta patra am creat. Cu muzică, cu dans, cu veselie, pentru moralul nostru o mare bucurie. Cu siguranță vă așteptați de la noi să aflați cine sunt acești confrați, acești actori talentați. Am reușit să-i descoperim de necrezut, la un cămin. Iudic Ardelean. Energie. Sigură de sine. Nu e de acord nici măcar cu ceea ce ea însuși subține. Anuța Abril, totdeauna. Totdeauna ca scoasă din cutie, însă foarte schimbătoare. Schimbă 2-3 toalete într-o zi de sărbătoare. Segal. A descoperit secretul succesului. Când are un rol mai greu, se roagă lui Dumnezeu. Marius Rădulescu scrie versuri cât ai zice pește, realitatea în rime o topește. Margareta Eschenazi.
care ia o poveste din Uzbekistan și ne-o spune cu mult talent de cel puțin 10 ori pe an. Dorotea Weisburg. Shirley Temple ar fi fost geloasă dacă o vedea la dans pe Dorotea noastră. Matilda Iaroslavici. Discretă, cu un zâmbet absolut fermecător. De ea ce se face repede dor. Mihaela Bârlegi este o persoană foarte bine informată. Ce ne anunță ea chiar se întâmplă câteodată. Marius Armașu. E timid. E timid și cam puțin vorbește. Ai zis că s-a luat la întrecere cu un pește. Marcu Solomon a trecut prin multe și deloc mărunte. Nu s-a îmbarcat pe cea mai lină luntre. Ne acompaniază în toată nebunia și cele trei tive. Paula! Monica! Maria! Pompiliu Sterian! E un om bogat, deși fără prea mulți bani. Iată-l artist la vârsta de 100 de ani! Părinții Simon și Eva, bunica Țivie, părinții Ion și Ana, părinții Ilie și Mania, bunicul din partea mamei Itu, părinții Adena și Vili, tata Neil, mama Haiel Vipă, bunicii din partea mamei Sofie, bunicul Marco, tata Mihai, mama Matilda, bunicii din partea mamei, Elias și Ana. Tatăl meu s-a numit Gotha Melandrei, tatăl adoptiv s-a numit Rot Iosif, apoi Ardeleanu. Mama mea s-a numit Ardeleanu Livia. Părinții mei, Maria și Jean. Fani și Olia, părinții mei, Leia, bunica. Părinții mei s-au numit Alexandru și Rebecca. Clara Rebecca, mama, Leră Rapaport. Țipora, babi Leră, bunică. Marcu Segal, tată. Avram Isaac, bunic. Și Rahel, bunică. Bunica Sabina, singura pe care am cunoscut-o. Bunicul din partea tatălui Iosu. Bunicele, nu mă amintesc numele. Bunicii, nu știu. De rudele din partea tatălui, nu mă amintesc. Bunica se numea Benedek Iuliana. Pe ceilalți nu mai știu. Pe ceilalți bunici nu mai știu. Bunica mea era blândă și mă alinta spunându-mi dvoire sau dorțica. Eu îi spuneam mama.
Bunica era scundă, subtiliță, ridată, însă cu ochii negri foarte mobili și de o bunătate extremă. Noi îi spuneam Bica și ea mă striga Hanavă, de la Hana. Bunica mea era o femeie înaltă, solidă și foarte religioasă. Mă iubea, dar nu pot să spun că am primit cadouri de la ea. Îmi spunea Molcolă, de la Malca, de la Matilda. Eu îi spuneam bunicii mamei mele, o mama era energică, avea calități de conducător și negustor, vorbea patru limbi străine. Mie îmi zicea Budi și uneori Tapșă, adică un copil zburdanic. Eu am cunoscut o singură bunică. Era uscățivă, înaltă, cu părul complet alb. Am și uitat cum o cheamă. Eu îi spuneam Muzărcu. Ea îmi spunea Puiu. Și îi plăcea mult să-mi citească povești. Am cunoscut-o pe bunica mea în Israel când am fost în vizită. S-a bucurat să mă vadă. Nu uitase să vorbească românește. Bunica mea a murit înainte să mă nasc eu. Dar mi s-a povestit că bunicul mă ținea în brațe cu o păpușă mare. Eu nu mi-am cunoscut bunici. Muriseră toți când m-am născut. Despre bunica știu de la mama că semăna cu dânsa și că a murit în 1941, împușcată de legionari. Ambii mei bunici au fost uciși în pogrom de la Iași. Am cunoscut doar o bunică. La moartea ei a fost la cimitir și țin minte că am plâns. Îi spuneam Bobă, i-a spuneam Moțu. În 1934, când avea 3 ani, Judith împreună cu sora ei, Aghi, mergea o vară la Oradea la bunica lor. Bunica Iuliana era o femeie voinică și scundă, dar Judith și-o amintește foarte înaltă. Bunica Iuliana avea părul negru ondulat și ochii negri și cu fața veșnic zâmbitoare. Bunica o alinta Iuții, iar Judith îi spunea: „Nagi, mamă!” „Nochi, mama”, adică bunică în maghiară. Bunica Iuliana le scria scrisori de la Oradea. Livia, mama lui Judith, le-a păstrat pe toate și în 1996, un editor din Oradea, Alexandru Sabo, le-a pus pe toate cap la cap și le-a publicat într-un volum bilingv scrisorile unei mame. Judith ne va citi astăzi câteva dintre ele. "31 martie 1935. Draga mea Lili, asta era mama mea, mi-e așa de dor de Aghisa și Iuțico, încât simt că parcă nu e ceva sănătos. Oamenii ca mine ar fi trebuit să se nască pe alte planete, unde sentimentele și dorințele noastre nu sunt guvernate de sunătoare chingi metalice. Banii ăștia mizerabili și scârboși mă împiedică să pot vedea copiii. De-aia aș vrea să le văd pe Aghița și Iuțică.” Judith își amintește că vinerea la Oradea mergea cu bunica la piață. Bunica are un coș mare împletit în care așează cumpărăturile. Două gâște cam slăbuțe. Judith se uită la gâște și se gândește: „Ce o să facem noi cu gâștele astea atât de slabe?” Dar când ajung acasă, Noghi Mama apucă gâștele de picioare și de gât și începe să le îndoapă cu porumb. Judith se uită mirată cât de cuminți stau gâștele.
într-o lună se fac grase și voinice. Și Iudit fuge de ele prin curte, pentru că știe că vor veni după ea și o vor ciuguli în creștetul capului. Gâștele sunt mai înalte decât ea. ianuarie 1938. Draga mea, Lili, de 2 săptămâni ținem grebă de carne. Nu cumpărăm din dorința de a compensa interdicția de tăiere rituală. Trăim cu fierturi de legume, dar copiii nu se pot obișnui. Acest lucru are și o parte bună. Este o foame de lup. Și în această situație, pâinea are un gust excepțional. Nu există rău în lume din care să nu iasă și ceva bun. Cine știe ce bine ne mai așteaptă în continuare. Fierbe lumea ca un cazan în care sunt aruncate gunoaie și tot felul de deșeuri, dar focul prăpădește în cele din urmă totul. Așa că doar peste un timp vom putea discerne cursul evenimentelor. Deocamdată doar așteptăm. În 1941, Ungaria ocupa Ardealul de Nord. Se închide granița cu România. Iudit și familia ei rămân în București și bunica la Oradea, dar continuă să vorbească prin scrisori. mai 1944. Dragi copii, scrieți mai des, măcar o carte poștală. E groaznic că nu știm nimic despre voi. Despre ceilalți nepoții ai mei, Onico și Piștuco, v-aș tot povesti numai lucruri minunate. Onico e ca un boboc de floare. Despre Piștuco s-ar putea povesti ore în șir doar lucruri extraordinare. Ieri, de pildă, am tranșat o găină. Cele două piciorușe erau pătocători. Piștuco le privește trist și spune: sărmanele picioroșe, nu o să mai alerge prin curtea bunicii. M-a lovit drept în inimă această observație adâncă din partea unui băiețel de 3 anișori. Continui să cred că în scurt timp voi revedea. Vă sărută cu dragoste, mamă. Postscriptum. Conform ordinului primit astăzi, în cel mai scurt timp, trebuie să ne mutăm și încă nu cunoaștem noua noastră adresă. 7 mai 1944. Dragi copii, locuim în ghetto, împreună cu Țuții, altă sora mea, și ceilalți. Slavă Domnului, suntem bine. Sperăm că și voi. Scrieți-ne. Noua noastră adresă, strada Blaha, Luiza, numărul 7. Vă sărută pe toți cu drag, tata și mama. Aceasta este ultima scrisoare primită de familia lui Iudit de la bunica Iuliana. Peste câteva zile, bunicul, bunica, nepoții, Onico și Piștuco, Țuții și ceilalți, în total 20 de rude ale lui Iudit, au fost îmbarcați în trenuri și trimiși la Auschwitz, de unde numai 2 unghi s-au întors în viață. Vom analiza dosarul tatălui ei, Ilie Eschenazi, de la Comisia Controlului de Partid, dosar din 1952, în care este descrisă activitatea acestuia de ilegalist. Eu voi citi, iar Margareta va corecta sau completa acolo unde este nevoie. Eschenazi Ilie, contabil, născut în anul 1907 la Craiova, origine socială, mic burgheză, ceasornicar. Venit din URSS cu pașaport sovietic în iulie 1950. Cere încadrarea în partid.
Comisia Controlului de Partid constată. După ce a absolvit liceul comercial din Craiova, Ilie Eschenazi a venit în București, unde a luat parte la diverse manifestații și acțiuni muncitorești. În decembrie 1927 a fost pentru prima oară arestat și condamnat la o lună închisoare. El a făcut o acțiune în 1926, a scris un protest datorită omorării unui evreu și a fost arestat și închis. În închisoare, el a vorbit cu Bela Breiner, care l-a primit în Partidul Comunist. A stat în închisoare vreo lună. Continuăm cu dosarul. În această perioadă a fost de multe ori arestat. La poliție a avut atitudine curajoasă. Cu ocazia grevei din 1930, a fost deținut în închisoarea Doftara, unde a fost propus membru de partidul de partid de către tovarășul Bela Breiner. Nu este corect. E vorba de 1233, când a avut loc greva ceferiștilor. Tata a scris un manifest cu mâna lui, care a fost multiplicat la șapirograf. Împreună cu mama, în zorii zilei, în 1933, când a avut loc greva ceferiștilor, ei au răspândit manifestul. Două exemplare au păstrat pentru a prezenta legăturii de partid. A fost făcută o prezentație. A fost găsite cele două manifeste. Și e important că mama a luat asupra ei, a spus că i-a dat ei cineva pe stradă aceste manifeste. Dacă s-a observat că manifestele a fost concepute și scrise de mâna tatălui, tata primea o pedeapsă mai mare. Așa am primit o pedeapsă de un an. Da, a avut mare necaz. El a făcut un protest și a fost mutat. Stai să scrie ceva și despre greva ceferiștilor aici, în dosar. În februarie 1933 a fost arestat în procesul ceferiștilor, cum a spus și dumneavoastră, la ancheta a refuzat să dea vreo declarație. A fost condamnat la un an de închisoare pe care l-a executat la Jilava și la Doftana. La Jilava, când a fost, a avut o atitudine combativă și a fost mutat disciplina la Doftana. La Doftana a fost bătut foarte puternic și mama a aflat, s-a zbunit că a fost omorât. Atunci mama a apelat la cumnatul său, care era român, era avocat, care l-a apărat pe tata și a reușit să-l apere cum trebuia. Continuăm cu dosarul. După ce s-a eliberat din închisoare în 1934 din cauza bolilor pe care le contractase, paralizie facială și tuberculoză osoasă, în urma deselor arestări peste 30 și schingiurilor suferite la siguranță, slăbindu-i și memoria, nu a mai dus activitate politică organizată. Nu este precis. Un polițist a scris că tatăl meu a fost arestat de 50 de ori și totuși rezistă. Și tuberculoză osoasă, el a căpătat încă în copilărie. El a făcut studii de vioară și n-a putut să continue din cauza că
datorită tuberculozei osoase, i-a băgat ghetura de la umărul drept și nu putea să țină vioara, însă el a cântat toată viața în casă. A lucrat în calitate de contabil la fabrica Trebici până în iunie 1940. A mai fost arestat de câteva ori la zilele revoluționare. După eliberarea Basarabiei, a plecat împreună cu soția sa, care era basarabeancă, la Cahul, fără aprobarea partidului. Da, aici e o problemă. Când trebuia să vină legionare la putere, tata, care a fost foarte activ, s-a gândit să salveze familia. A venit cu taxi, au pus lucrurile în care câteva lucruri în geamă tare și împreună cu mama și cu bucurie în brațe am plecat și am luat primul tren. Am reușit să mergem în Basarabia și am stat la rudele lui mama. În timpul războiului s-a evacuat în Uzbekistan. În vara anului 1950 a revenit în țară cu pașaport sovietic și a fost repartizat în muncă la Institutul de Istorie a Partidului. Da, trebuie să spun că în 1941, când a început războiul, părinții mei s-au despărțit și mama cu mine a plecat pe drumul evacuării. Tata a vrut să se înroleze, dar n-a fost primit și el a reușit să ne găsească și a plecat împreună pe drumul evacuării. Pe drum, e drumul din care când era bombardat și cu mine în brațe, ei fugeau în râpe și se ascundeau. Pe drumul ăsta spre front venea o mașină cu soldați care veneau pe front și au văzut în ce hal mergem noi pe drumul evacuării și comandantul rus a dat ordin ca mașina să se ducă la prima stație de tren. Am mers cu trenul până la o stație de tren din Uzbekistan care se numea Serovo. La un moment dat, situația a fost de așa natură că ne-am mutat la un oraș care se numea Cocat. Iar în 1000, când am fost acolo, tata imediat a aflat că românii au toți armele. El s-a bucurat foarte mult. A cerut repatrierea, însă repatrierea a venit abia în 1950. Exact cum o să revenim și la dosar acum. Și vreau să vă întreb, în 1950, pe cine a avut coleg tatăl noastră la Institutul de Istoria Partidului? La când ne-am întors în țară, el are tata și s-a cerut să schimbe numele. El a spus că el numele nu schimba și așa a fost cunoscut în ilegalitate și rămâne cu numele lui. Și a lucrat la Institutul de Istorie a Partidului. Acolo a avut coleg Pelia Beriemin, care scrie acum la ziarul Realitatea Evrească. M-am întâlnit cu ea și ea mi-a declarat că Emilie Schenazi a fost un om legendar. O să încheiem acest moment cu un citat tot de Lia Beniamin. Eschenazi era tipul de comunist care, înainte de comunism, în perioada interbelică, era în stare să iasă în stradă cu steagul roșu și să cânte cântece revoluționare. Și după 1945, el nu a fost pentru idealizarea realității, ci dimpotrivă, pentru arătarea lucrurilor grave care se întâmplă. Era parte dintr-un grup de ilegaliști care au insistat să-i arate lui Gheorghiu Dej toate neîmplinirile, greșelile, abuzurile care se petrec în realitate.
Era foarte critic și avea curajul să își afirme poziția. Un om care credea în ceva și care nu accepta ca crezul lui să fie călcat în picioare. Aproape de 19 ani, iar eu aveam 14 ani. Se comporta cu mine ca un frate mai mare și m-a ajutat în multe privințe. De exemplu,
îmi explica probleme la matematică, îmi făcea și hărți la geografie și multe altele. Toate astea au fost urmate de moartea acestui tânăr la 22 de ani, răpus de tuberculoză. Noi, prietenii și colegii lui, am fost impresionat de această moarte și am considerat-o o tragedie. După moartea lui, s-a găsit în camera lui un carnetel cu poezii adresate numai lui. Doamna Dorotea, prima iubire care a fost? La 23 de ani, după ce am terminat facultatea, am fost repartizată la un laborator de chimie a focului. La scurt timp a fost angajat un tânăr inginer, mai mare cu 2 ani decât mine, îl chema Traian Ștefănescu. În fiecare zi, când se termina programul de muncă, mergeam unul lângă altul la popotă. Apoi ne plimbam pe străzile Bucureștiului. Mi-aduc aminte că odată am fost la piață. Traian a cumpărat un pepene. L-a izbit de o tarabă, pepenele s-a fărămat și noi am mâncat împreună, râzând ca niște copii de această ispravă. Eu eram obișnuită să povestesc acasă părinților care locuiau la Focșani, toate răzbătile, toată viața mea. După câteva zile am constatat că, mergând spre popotă, Traian nu mai e lângă mine, ci merge pe trotuarul de vis-a-vis. Mirată, l-am întrebat, de ce? A fost de curând tatăl tău la mine și mi-a pus în vedere să nu stric viitorul fiicei sale. Traian a fost jignit, dar asta a fost. Eu n-am îndrăznit să întreb pe tatăl meu de ce s-a comportat în felul acesta cu Traian. Dar mi-am închipuit motivul. Traian Ștefănescu nu era evreu, era creștin. Să trecem la partenerii de viață. Cum v-ați cunoscut soțul, doamnă? Interesant este că chiar tatăl meu, fără niciun fel de intenții, mi-a prezentat un tânăr. După această primă cunoștință, a început să ne viziteze din ce în ce mai des acasă. Bineînțeles, după mesele erau dedicate conversațiilor de diferite feluri. Filme, cărți, situația zilei și gândindu-mă așa, am remarcat că acest tânăr este un băiat inteligent și cu o judecată foarte matură. Mai mult, am intuit că nu mă va ține niciodată să fac ceea ce nu vreau. Și chiar a căutat să mă convingă. Și așa a procedat în continuare. M-a convins să renunț la facultatea de farmacie, unde eram studentă în anul 2 și până la urmă am logodit. După această logodnă am aflat că acest tânăr are și alte calități care mi-au făcut o mare plăcere. Și anume, era un tânăr foarte galant. Îmi trimitea flori în fiecare zi, dar absolut în fiecare zi, spre a-și consemna prezența. Timpul a trecut, ne-am căsătorit, eu având 19 ani, iar el 26. Și să spun, cum se spune în povești, am trăit fericit până la atunci bătrânețe. Realitatea este că am conviețuit cu soțul meu 70 de ani, cu bune și cu rele. După cum ați început, credeam că l-ați cerut dumneavoastră în căsătorie. Doamna Dorotea, cum v-ați cunoscut soțul? Părinții mei au apelat la un becitor.
Acesta mi-a făcut cunoștință cu un tânăr inginer, ca aspect plăcut, inteligent. Ne-am plăcut reciproc. Ne-am hotărât să ne mai întâlnim pentru a ne cunoaște mai bine. După 3 luni m-a cerut în căsătorie și am devenit doamna Weisbuch. Era un om foarte corect și am trăit cu el 48 de ani, dar nu l-am iubit. Ați avut conflicte cu soțul? Și dacă da, cine ceda primul? E normal în 70 de ani să fi avut conflicte. De unul mi-aduc aminte, susținea că nu știu să hrănesc fetița care avea aproape un an. De ce? Căutam să-i dau ultima linguriță de mâncare și atunci ea vomita. Conflictul ăsta cu timpul s-a rezolvat și de alte conflicte, fiind foarte minore, nu mi-aduc sincer aminte. Cine ce da primul? Eu eram aia care cedam totdeauna. Doamna Bine, doamna Dorotea, ați avut conflicte și dacă da, cine ceda? Nu. N-am avut niciodată conflicte. Știam că este suferit de inimă și l-am menajat. Țin minte că odată, la începutul căsnicii, i-am spus cu jenă, nu știu să calc pantaloni. Și atunci el mi-a arătat. A fost prima și ultima dată când a pus mâna pe fierul de călcat. Bun, că tot am ajuns aici, chiar vroiam să vă întreb cum erau împărțite rolurile în casă? Cine făcea ce? Soțul meu fiind ocupat, majoritatea treburilor îmi reveneau mie și aveam și ajutor. Un singur lucru îmi plăcea la el, avea un hobby. Îi plăcea să gătească peștele și, într-adevăr, îi reușea foarte bine. Alt lucru care nu l-am făcut niciodată în căsnicia mea a fost călcatul pantalonilor și lustruitul pantofilor. Asta făcea el? Și făcea singur? Da. Doamna Dorotea, nu știu dacă să vă mai întreb acum, că mi-ați spus că a pus mâna odată pe fierul de călcat, pe altceva a pus mână? În casă? A făcut vreo treabă? A ajutat cu ceva? A participat? Nu, nu. Era suferin și l-am menajat întotdeauna. Nu l-am lăsat eu să facă treabă pentru că mi-era teamă pentru sănătatea lui de sănătate. Am înțeles. A fost cineva gelos vreodată în relație? Soțul meu n-a fost niciodată gelos, probabil că nici nu i-am dat ocazia. Eu am fost câteodată geloasă spre vârsta de 60 de ani, când îi făceam mici scene de gelozie. Astea cu timpul au trecut, bineînțeles, și nu am mai fost geloasă. Păi și de ce ați fost geloasă? De ce erați geloasă? Să vă dau un mic exemplu. Dacă mergeam la o petrecere, la o reuniune și făceai impresia că a dansat poate prea mult cu oarecare doamnă, făceam o criză de gelozie. Am înțeles. La dumneavoastră exista gelozie? Nu am dat niciodată ocazie să fie gelos nici el mie. Mi-aduc aminte însă că odată mi-a reproșat faptul că am stat cam prea mult de vorbă cu soțul unei foste colege de școală, fără importanță. Am înțeles. Să vorbim un pic și despre viața intimă. Ați avut pasiune, tandrețuri? Cum era soțul? Soțul meu a fost pasionat până la sfârșitul vieții lui. Chiar atunci când a fost în cămin, doamna doctor Angel nu ni se adresa decât ce mai faceți porumbeilor. E adevărat. Iar asistentele ne găseau de multe ori dimineață dormind în același pat îmbrățișat. Wow! Vreau și așa. Doamna Dorotea, pasiune, tandrețe, cum a fost?
Adică iubire nu, dar poate a fost pasiune. Pasiune? Tandrețe? N-a existat așa ceva. Mi-am făcut datoria, mi-am îndeplinit obligațiile de gospodină, de soție, de mamă. Atât. Și ultima întrebare. Îl visați vreodată pe soț sau visați alți bărbați? Da. Îl visez pe soțul meu totdeauna în formă, sănătos și vesel, așa cum a fost o viață întreagă. Doamna Dorotea? De obicei, dimineața când mă trezesc, nu mi-aduc aminte ce am visat. Însă, îmi aduc aminte de visul cu ultima îmbrățișare tandră pe care am avut-o cu Traian. Să te întâlnesc, că mănânc un om pe care îl moștenesc. Vineri nu se poate, nu, că postez și eu și tu. Numai sâmbătă putem să ne dăm rendezvous. Și dacă ne place, stăm chiar până în zori de zi, că duminică putem dormi. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, într-o cărciugară la șosea, unde cântă un pian și o vioară și unde nu ne vede nimeni. Perec, perechi, amorezații stau la masă și nu văd nimic în jurul lor. Curițe iau de consumație ce ne pasă. Își fac jurăminte de amor. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, iară, într-o cărciumioară la șosea. Și mare. Am fost și vesel, dar și trist. Este normal, nu mai insist. Am avut cândva 20 de ani cu față netedă, fără riduri, nici o cută. Iar acum, ia vedeți, am peste 100. Ziua când tatăl meu a fost ridicat din fabrică și trimis în lagărul de la Târgu Jiu, în 1942. Ziua în care am reușit, cu problemele mele de sănătate, să trec clasa întâi. A doua oară, după ce rămăsesem o dată repetent. Ziua în care am fost evacuat în stradă, în martie 2010. Ziua când am sărbătorit 40 de ani de la terminarea liceului.
ziua în care a murit sora mea, Aghi, regret enorm că nu am fost în ea. Ziua când m-am internat la cămin a fost o fericire pentru mine. Ziua în care a luat foc baraca în care locuiam pe șantier. Ziua când am primit gradul de locotenent pe aviator. Zilele când nu aveam ce mânca în timpul războiului. Ziua când am fost admis la Facultatea de Chimie Industrială. Ziua când colega mea de cameră din cămin s-a aruncat de la etajul 2. Ziua când m-a dus mama să văd barajul de pe Argeș. Ziua când am fost evacuată din locuință. Ziua în care am întâlnit prima dragoste. Ziua când mi-a murit un copilaj. Ziua în care am plecat la studii în URSS. Ziua în care m-am căsătorit. Ziua când a murit soția mea, Olimpia. Ziua când am împlinit 100 de ani. Ziua când am fost operată pe creier. Ziua când am câștigat o mașină la cec. Ziua când am devenit invalid. Toată viața mea, eu am fost un om sănătos. Niciodată n-am suferit nicio boală. Pe data de 4 august 2006, am plecat la Satul Mare pentru a rezolva o problemă de sărbășiu. Am dat acolo 6.000 de lei pentru fabrica mea de Neași și ele nu erau casa. M-am enervat foarte tare. Spre seara am plecat la hotel, m-am culcat. Dimineața la 4 m-am credit, am făcut duș și am plecat cu mașină spre Iași. După vreo 30 km, n-am bătut clar, îmi fugea imaginea. Am dat pe data, am dat vreo 10 minute, a crezut că sunt mai bine și am plecat din nou, dar imediat mi-a devenit situația ca înainte. Am sunat la salvare, venim, am stat în mașină și deodată a început să m-a mutat mâna dreaptă, după și piciorul. Se teamă când am ca acasă, am vestită de doanișor și dacă voi muri, nu vom putea vedea. Toată viața mea, eu am fost un om activ. Dar, mă scuz, vreau să spun,
altceva. Într-un târziu după două ore jumate a venit salvarea. Mi-au luat tensiunea, s-au speriat. Aveam două șase, încă două linii eram o amintire. Toată viața mea eu am fost un om activ. Am fost militar vreme de 18 ani. Am făcut ce m-a plăcut cel mai mult. Să spor, să pilotez. După 18 ani m-am eliberat și am fost primit instructor în țări ca South Africa, Australia, New Zealand, Algeria și încă câteva. Am avut o viață frumoasă cu multe amintiri. 1993, întoarcerea în România. În 1993 m-am întors în România. Un amic la Londra mi-a dat ideea de a deschide o fabrică de confecții. Mi-a plăcut ideea și m-a pus pe treabă. Am găsit un loc bun, propice pentru această activitate. Am comandat utilaje, iar n-aveam niciun lucrător. Mi-a venit ideea să dau un anunț la un post de televiziune local. Și am spus, am cadrez confecționer, pe prima aia se plătea 10.000 de lei pe lună. Eu am oferit 40.000. A doua zi, când am ajuns la fabrică, curtea publică erau pline, mulți. Aveam fabrică. Am câștigat foarte bine, duceam o viață plăcută, o zi la Londra, alta la Iași. Accident vascular cerebral, 58 de ani. Căzut ca o cărămidă în cap. Dintr-un om activ, am devenit invalid. 2017, divorț. Trist. am divorțat și un prieten de la comunitatea din Iași mi-a zis, de ce nu pleci la Căminul Rozen? Acolo este o kinetoterapeut care sigur te va pune pe picioare. M-am gândit să vreo două săptămâni și am spus ce am de pierdut. Am plecat la Căminul Rozen. La scurt timp am început să fac recuperare cu Cristina. Și pe cea vreme eram aproape legumă. Singur lucru cu până mică dus. Cobram din spate, căruși și viceversa. Cristina, cu multă abnegație și răbdare, a reușit în
3-4 luni să mă facă să merg cu cărra. Mergeam de jurul căminului, coboram, urcam pe cări. Eram din nou timp. Eu eram dreptaci. La început, a trebuit să învăț să mănânc cu zică. După aia, eu jucam două săptămânal. Și trebuia să învăț să pitez numerele. După aia, am învățat și să scriu. Dar eu nu juc sume mari, câteodată câștig, câteodată pierd, rămân același om. Eu pot continua să joc pentru că sper și cred în asta. Speranța moare ultima. Într-adevăr, așa a fost. Am câștigat o mașină Fiat 850 blând. Un moment de neuitat, ce noroc s-a arătat. Un Fiat au câștigat și apoi ce s-a întâmplat. După ce am adus mașina acasă, am început să luăm lecții de șofat. Eu cu mașina noastră, el la serviciu. După un timp oarecare, când am crezut că suntem pregătiți, ne-am dus la examen. Eu am luat carnet din prima, soțul a trebuit să dea de două ori. După ce am avut carnetele în buzunar, am plecat în vacanță. Am fost în toată țara și am văzut niște locuri minunate, pe care altfel n-ar fi putut să le văd. Adevărul e că pe șosele și în orașe și pe șosele era foarte lejer, se mergea foarte ușor, pentru că pe vremea aceea nu erau atâtea mașini și, bineînțeles, nici atâtea femei și șoferițe. Cât de multe s-au schimbat, au luat lecții de șofat, cu mașina s-au plimbat și apoi ce s-a mașină nouă costa mai puțin, dar trebuia să aștepți foarte mult până când ți-o livra. Pe când o mașină la una, două, o luai imediat. Deci, pe lângă ăștia 50.000 de lei, am mai pus noi 50.000, ne-am cumpărat un apartament cu 3 camere ca să stăm și noi omenește. Astăzi, la vârsta de 94 de ani,
n-aș mai putea pune mâna pe volan. Pentru mașina aia pe mare, orice vacanță poate fi spectaculoasă. Dar dacă ai un pic mai multă răbdare, mai bine mergi cu trenul și ți-ai casă. Cu puțin noroc și o bună judecată poți să ajungi să ai ce nu credeai vreodată. Cine știe oare ce se va întâmpla? Mai bine joacă și poate vei câștiga. Cine știe oare ce se va întâmpla? Mai bine joacă și poate vei câștiga. Din tramvai am fost vârlit, lovitura ce-am primit m-a costat, m-a chinuit. Eliza Lipe a aflat încă de mic copil că e evreu. Când era foarte mic, tatăl lui i-a spus: vezi, trebuie să mănânci numai pușe, așa cum facem noi. În niciun caz nu accepți mâncare dată de copii sau adulți de la alții, indiferent de mâncare. Iar de sărbătorile creștinești, tatăl său i-a zis: trebuie să nu mai mergi cu copii la colindat. Tu ești evreu și o să te bat. În 1940, la vârsta de 3 ani, Lipe a fost dus de tatăl său la un melamed, un învățător. Melamedul i-a spus: tu, copile, ești nepote rabin, ești obligatoriu să înveți ebraică, fiindcă când te rogi, trebuie să înțelegi ce spui. E o lege aceasta și trebuie să o respecti. Și nu care cumva,
să spui la alții treaba aceasta, fiindcă copiii o să te râdă și alții o să te persecute. Dar până una alta l-a persecutat Melamedul, care era foarte sever, astfel încât Lipe nu a învățat niciodată foarte bine limba ebraică. La evreii religioși, cum au fost a mei strămoși, ebraica trebuia învățată, nu complet abandonată. Eu aici am greșit și de aceea am suferit. În februarie 1941, la vârsta de 4 ani și jumătate, Lipe a intrat prima oară în sinagoga în care oficia bunicul său, rabinul Isaac Avraham Segal. Bunicul avea o figură foarte sobră, oficia slujba profesionist. Și Lipe a rămas impresionat de grupul de femei de la etaj care plângeau, țipau și se trăgeau de păr. Printre ele a văzut-o pe mătușa Gizela, soția unchiului Nahman. Și a rămas impresionat pentru că mătușa Gizela purta o fustă neagră, un batic negru și un fartă, adică un fel de șorț tot negru. Era disperată. Plângea împreună cu bocitoarele. De fapt, Lipe participa la un șloșim, un parastas de 30 de zile de la moartea unchiului Nahman. Îndurerat, el s-a dus la rabin și acesta i-a spus: faci prei o vacanță pe țureț, vă-ți gevein în gules, ești nici underkent, hulem, îl ghiță uben, mit mază, un mit glic. Ich bin Rebbe, du se käufen kennach nit. Nur de heilige Schinne, kimt in alle Medine, mit viel Naches und Azul, nur vergess nicht Kolis Ruhl. Cu ceva timp în urmă, Lipe îl distrase pe unchiul Nahman, care era în agonie. Și Lipe a rămas impresionat pentru că unchiul avea un cap foarte, foarte mic. El nu mai văzuse niciodată pe cineva cu un cap atât de mic, era scheletic. Unchiul Nahman a fost ridicat de la munca obligatorie de un grup de legionari în timpul pogromului, care l-au dezbrăcat, l-au aruncat în zăpadă după ce l-au bătut bine. Astfel, unchiul Nahman s-a îmbolnăvit de tuberculoză galopantă și a murit în 3 săptămâni. Avea 34 de ani. Mie, bietul, bietelizelipe, mie da să sufăr greu. Cine m-a pus pe mine ca să mă nasc evreu? Dacă nu eram scurtat, eram poate ministru în stat și aveam case și palat. Când Cupidon m-a săgetat, de părinți n-am ascultat. O creștină am întâlnit și cu ea eu m-am iubit. Și ca să fiu bărbat, eu cu ea m-am însurat. Familia mea îmi spunea că sunt o piază rea. Și atunci, dragilor, am început să plâng ușor. Și apoi s-a întâmplat. Dumnezeu m-a ajutat. Mântuirea am căpătat, inginer am devenit, am muncit, m-am străduit, soția m-a sprijinit și când am încălunțit, religios am revenit. La căminul meu acum sunt păstorul cel mai bun, fiind altul nu-i pe drum. La primară ne-a murit o colegă de clasă. La slujba de înmormântare, toți copiii și-au făcut cruce, eu nu. Când m-am dus acasă, i-am întrebat pe părinți, de ce fac copiii cruce? Și mi-a explicat că noi suntem trei și diferența.
Eu încă de la 3 ani am aflat că sunt evreică. M-au dat la grădiniță evreiască. Cântam în limba ebraică, Shalom Alehem, Havana Gila. În casă, când eram mic, părinții mei vorbeau între ei idiș. Eu am întrebat ce limbă vorbesc și de ce. Și mi-a pus că atunci când nu vor să înțeleagă altcineva, vorbesc idiș. Eu am nume de evreică spaniolă, se fadă. La tata în casă s-a vorbit ladino. Am știut că sunt evreică de la început, că numele Schenaze e nume evreiesc. Când aveam câțiva ani, am întrebat-o pe bunica de ce poartă șalul negru pe cap. Și atunci ea mi-a spus că noi suntem evrei, că ea se duce în fiecare zi la sinagogă și trebuie să meargă cu șalul. Mi-a spus că speră că într-o zi am să-i urmeze exemplu. Nu l-am urmat, n-am fost și nu sunt religioasă. Mama mea era atee. Pentru prima dată am intrat într-o sinagogă aici, în Cămin, în anul 2000. Acum, după 19 ani, mă simt în sinagoga Căminului ca peștele în apă. Eu am aflat că sunt evreică în momentul în care m-au dat afară din școală, din școala românească, unde învățam. Aveam 9 ani. Eu și sora mea am fost botezate creștin-ortodoxe. Am făcut parte dintr-o familie mixtă. Tata era creștin-ortodox, mama era evreică. Toate sărbătorile și toate obiceiurile le-am ținut creștin-ortodoxe. Când era în clasa a 10-a, mama ei a decedat. Tatăl Mihaela era deja bolnav și nu se putea ocupa de nimic, așa că Mihaela a trebuit să meargă la biserică să se ocupe de înmormântare. Acolo preotul i-a zis. Mama ta nu este ortodoxă. Nu putem înmormânta. Du-te la comunitatea evreiască. Până la vârsta de 6 ani, Mihaela a purtat numele mamei, Davidovici. Dar mama nu i-a spus niciodată că numele ei este evreiesc. Când era în clasa a 5-a, a venit în vizită o verișoară de-a mamei, tanti Roza. Mamă, tanti Roza este evreică? Nu cumva ești și tu evreică? Nu, mamă, tanti Roza e o rudă îndepărtată. Dar mama i-a povestit Mihaelei despre cum a fost omorâtă bunica ei în 1941 la Iași. Așa am aflat că bunica este evreică. N-am știut că aceasta se moștenește. Bunica și mama Mihaelei au fost urcate într-un camion împreună cu alți evrei. Au fost duse pe un câmp unde erau săpate niște gropi. Le-au îngropat pe amândouă până la brâu. Pe bunica au pușcat-o prima. În momentul acela a trecut un camion cu niște soldați, iar legionarii s-au speriat și au fugit. Așa a scăpat mama. De bunica nu mai știu nimic. Mama Mihaelei s-a născut la Iași. A lucrat contabilă până când a fost dată afară pentru că era evreică și a venit la București să-și caute serviciu. O vecină din Iași a recomandat-o unei familii de avocați, Fițic, tot evrei. Familia Fițic i-a oferit o cameră în mansarda blocului în care locuiau. O cameră de serviciu. Acolo s-a născut și a copilărit Mihaela. Multe amintiri frumoase mă leagă de mama mea. Pe vremea aceea apăruseră cărți cu versuri de cântece de muzică ușoară. În cămăruță, înghesuită cu mama,
cântam cântece de muzică ușoară. Când se duce luna la culcare, cine stă neagră în cărciumoară? Și în fiecare dimineață, cine stă cu flori din arul brațe? Este iunea, dă norocul, care bea să-și mai rece focul, focul care cântă inimioara, fiindcă nu-l iubește mărioara. Ionel, Ionelule, nu mai da băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă trâns fetele. Ionel, Ionelule, nu mai da băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă trâns fetele. Foarte bine cu tinerea de minte. E chiar mai bună ca înainte. O spun deschis și fără teamă. Doar că am uitat cum mă cheamă. Apreciat că având o memorie foarte bună, dar eu nu cred asta. Ce să spun? Deși am trecut prin momente foarte grele în viață, în copilărie aveam o ținere de minte foarte bună. Din păcate, boala mea, medicamentele și tot ce a urmat m-au afectat și mi-au slăbit puțin capacitatea de memorare. Jocurile încrucișate au fost în copilărie și au rămas prima mea pasiune. Am 16 ani și nu vreau să mai merg la școală. Nu știu de ce. Merg la filme și mă plimb toată ziua. Îmi place mult să merg pe jos. Odată am mers pe jos 36 de kilometri dus întors de la Râmnicu Vâlcea la Călimănești. Mama îmi zice să mă duc zilnic la școală. A zis că o să ne ducem la doctor. Eu n-am nimic împotrivă. Am început să fac un tratament. Doctorița m-a întrebat, te simți bine? Eu am leșinat. M-am trezit pe pat în salon. Am 7 ani. Noi locuim la etajul 1. Mama m-a trimis să iau niște varză printr-un butoi. După ce iau varza, îmi vine ideea să sar de la balcon într-un trei sălbatic. Vreau să mă fac cascador, vreau să nimeresc în copac, să demonstrez că pot face orice, că pot să ajung cascador. Am sărit. Sunt agățat de ramuri și crăci, scâriat,
și prins în copac. O vecină o sună pe mama și îi zice că sunt în copac. Mama îl cheamă salvarea și mă dau jos. Nu am pățit nimic. Fratele meu îmi zice că nu sunt întreg la cap. Așa și este. Dacă s-ar putea, aș face un transplant de creier. Cum necum, am terminat liceul și mă iau în armată. Îmi place viața ordonată de aici. M-au tuns gradul 1, aproape chiar. Singura mea reușită de aici e că am putut să arunc grenada. Sunt pe un câmp de lângă unitate. Țin grenada în mână dreaptă. Simt că mă trece un fior, dar mă îmbărbătează cuvintele instructorului. O arunc și văd cum explodează. În timp ce toată lumea încearcă să obțină cât mai multe bilete de voie, eu nu am cerut nici măcar unul. Sunt în clasa a 8-a, în 1972. Din cauza situației mele, am înțelegere din partea profesorilor și a colegilor. Prima mea iubire se numește Luminița. Este o fată foarte delicată și are un cap tare bun. Mă ajută foarte mult la matematică. Ea e singura care mă înțelege cu totul, din toate punctele de vedere. Înainte de a termina cele 8 clase, îi scriu niște versuri în caietul de amintiri. Inimioara de pescară, semn că nu te voi uita, vreau să fie prima oară roșie ca gura ta. Mă angajez frezor, dar încep iar să lipsesc. Nu știu de ce. Periodic sunt zile în care nu pot să merg la serviciu. Umblu de colo-colo și nu-mi face nicio plăcere. Nu știu de ce fac toate astea. Mi-au desfăcut contractul de muncă. Mă internez din nou la psihiatrie. Ziua în care termin școala e cea mai fericită zi din viața mea, pentru că în timpul școlii am fost un elev foarte bun, în ghilimele. Profesorii mă felicită că totuși am absolvit 8 clase și mă întreabă ce vrei să te faci când o să fii mare. Eu le spun simplu, munte. Profesorii nu mă credeau, dar dacă m-ar vedea azi, m-ar felicita pentru că exact asta am ajuns. Munte. Am 26 de ani și am reușit să mă pensionez pe caz de boală. Am o mare nemulțumire față de medicii psihiatri. Nu mă simt întotdeauna bine în urma tratamentului. Odată mi-au înțepenit picioarele în mijlocul străzii. Noroc că nu era o stradă circulată. Cam un minut am stat înțepenit. M-am întors la spital și am aflat că tot eu sunt de vină. Trebuia să mai iau o pastilă, dar nimeni nu spusese nimic. De fiecare dată când am o plângere legată de tratament, mi se dă de înțeles că n-am de ales, că trebuie să iau pastile, chiar dacă îmi fac rău. Eu nu am fost niciodată mulțumit cu acest trebuie. Când aflu că nu pot să am o familie din cauza bolii cu care m-am născut, devin într-un fel misogin. Sigur că fetele au intrat la bănuială că ceva s-a întâmplat cu mine. Le-am explicat că nu mă pot juca de mama și de-a tata. Nu retrag în mine și continui viața așa cum e. La 44 de ani mă internez împreună cu mama mea la Căminul Rosen. Am luat decizia asta pentru că mama s-a îmbolnăvit. Sunt în cămin de 19 ani. Poate că nu e normal să stai așa până la o vârstă înaintată cu mama. Probabil că am simțit o dependență față de mama și nu am putut să-mi fac o viața mea. Cred că viața din cămin mă face mai uman. Când văd ce probleme au ceilalți, mai uit de necazurile mele. Acum, după atâția ani, îmi dau seama că și eu am făcut greșeli. M-am complăcut într-o stare de inutilitate. Am dat vina pe alții fără să-mi dau seama că eu am o problemă reală pe care nu pot rezolva. Nu e vina mea. Probabil așa m-am născut. În 2015 moare tata. Mama murise deja. Tata îi spunea fratelui meu, ai grijă ce faci cu Marius, că-i păcat de el. El, dacă n-ar fi fost cu problemele astea de sănătate, te-ar fi întrecut ca inteligență și ca spirit. După ce tata și-a trăit ultimile clipe din viață, avea peste 90 de ani, l-am alertat pe fratele meu în Canada.
I-am spus ce s-a întâmplat, că am rămas singur și că acum, sincer să spun, nu știu cum am să mă descurc. Și eu și ei mei am crezut că o să mă ia la el, că o să aibă grijă de mine. Din păcate, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Imediat după înmormântarea lui tata, mă internez la căminul Rosen. Încet, încet, îmi găsesc într-un fel liniștea în cămin. În afară de căminul ăsta, eu nu mai am alte posibilități de a ieși cât de cât la suprafață. Când aveam 13 ani, un prieten, Stoica Vasile, mi-a zis de existența unui alt fel de post de radio. El susținea că se spăl cu inteligent acolo. Eu imediat am devenit curios și am început să ascult. M-am luat după el și așa am devenit un ascultător fidel al Europei Libere. Ascultam pe CEST cu greu. Trebuia să pun urechea foarte aproape de difuzor. Era cam broiat. Deep Purple, American Woman. Jimi Hendrix, Machine Gun. John Lennon, Let It Be. Cea mai frumoasă amintire din viața mea este când l-am văzut pe Jimi Hendrix în concert în Statele Unite. Îmi plăceau Beatles, Rolling Stones, Deep Purple și mai ales Hendrix. Și m-au dus rudele la concert. Le-am văzut live la New York. Era ceva extraordinar. Cum ținea chitara și în gură, cum cânta, era formidabil. Aveam 13 ani. Machine gun, turn my family all apart. Evil man, make you kill me. Evil man, make me kill you. Evil man, make you kill me. Even though we're only families apart. I ain't afraid of your best no more, babe. So let your bullets fly and go. I know the time you're wrong, baby. Now can you live with me?